Anul era 2003 și în fiecare sâmbătă dimineața pe ProTV se difuza un anime ce cred că nu mai are niciun loc de prezentare. Cred că cu toții știți sau ați auzit de Beyblade sau cel puțin, dacă ați copilărit în anii 2000, ați văzut acest anime difuzat pe ProTV, bineînțeles, și pot spune că a fost unul din cele mai bune animeuri pe care eu l-am văzut. Salutare! Bine ați venit la T-România, eu sunt Alex și astăzi vom vorbi de ce a decăzut Beyblade. Acum 17 ani, acest anime era foarte popular în România. Puteai să colecționezi diverse Upsi Build-uri, ba chiar acele spinere din plastic ce le găseai la pungele de Star Chips. Era o frenezie printre copii, mai ales cei din clasele 1-4. Toată lumea venea și se duela pe holurile școlii. Se făceau schimburi, fiecare voia să aibă un spinner mai bun decât celălalt. Și prin anul 2004 au apărut în magazine primele Beyblade-uri, cele adevărate, cu un inel de metal și o carcasă de plastic, și de-abia atunci puteai să spui că it's Beyblade time. Dacă înainte nu puteai să ai propriul Beyblade, acum îți puteai cumpăra și să-ți provoci prietenii la duel. Dar mai întâi să aflăm un pic istoria acestui anime. Inițial a fost lansat în Japonia în anul 1999 ca și un manga. Cum vorbeam în celelalte episoade, și Yu-Gi-Oh! Și Duel Master a fost lansat ca un manga, adică un fel de comic book al japonezilor. Seria a fost licențiată în limba engleză și lansată în America de Nord pe postul Viz Media, iar după aceea a fost adaptată în 3 sezoane. Primul sezon cuprinde 51 de episoade, lansat în Japonia pe postul TV Tokyo din 8 ianuarie 2001 până în 24 decembrie 2001. Cel de-al doilea sezon, Beyblade V-Force, rulând cu 51 de episoade din 7 ianuarie 2002 până în 30 decembrie 2002. Cel de-al treilea sezon, Beyblade G-Revolution, de asemenea cu 51 de episoade. Iar toată această serie de 3 sezoane s-a culminat cu un film. Sezoanele au fost licențiate de Nelvana pentru limba engleză și ulterior s-a lansat și în America de Nord. Noile serii Beyblade au fost lansate în 2009, respectiv 2010 în Statele Unite, intitulat Beyblade Metal Fusion, cunoscut ca Metal Fight Beyblade în Japonia. Serialul dispune de noi caractere, noi Beyblade-uri, o nouă continuare de asemenea a fost lansată în 2010 în Japonia și în 2011 în US, numit Beyblade Metal Masters. Beyblade este cel mai popular joc din lume, acesta constând în niște titereze un pic mai diferite, care când le arunci se învârt cu o viteză foarte mare. În interiorul unei arene numite Bey Arena, iar din interiorul lor ies niște creaturi mitice ce aduc o putere Beyblade-ului tău, pentru a genera o forță mai mare. Jocul se încheie atunci când dintre cele două Beyblade-uri unul nu se mai învârte. Povestea din primele 3 sezoane îl urmărește pe Tyson împreună cu cei 4 prieteni ai săi, Max, Kai, Ray și Kenny, ce formează echipa numită Hyper Bladery. După ce au câștigat mai multe campionate destul de ușoare, acestea se înscriu în campionatul mondial din America, unde vor să câștige medalia de aur, să demonstreze că sunt cei mai buni. Ajunși acolo, aceștia trebuie să se confrunte cu echipe mult mai puternice, cum ar fi Tigrii Albi, Magnifici, All-Stars sau Demolatorii. Hyper Bladery trebuie să-i învingă pe toți pentru a ajunge în finală. Dar când Ray a părăsit Tigrii Albi, a fost cunoscut ca și cum ar fi un trădător. Inițial, în România, doar primele sezoane au fost lansate și, după un motiv pentru care nu-l cunosc, cred că ProTV-ul a relansat Pokémon în acea perioadă sau alt anime, nu a mai difuzat și de aici, după părerea mea, începe și decăderea. Chiar dacă, la un moment dat, cred că pe Cartoon Network s-a difuzat noile seriale din universul Beyblade, nu a mai avut același impact. În România, un anime de obicei se menține câțiva ani, dar după un timp începe să decadă. După mine, Beyblade a avut un impact atât de mare încât țin minte că toți copiii au avut un Beyblade sau știau de Beyblade sau se jucau cu un Beyblade. În schimb, acum, de-abia dacă mai văd ceva, nu mai spun de toate colecțiile, de la pungile de chipsuri, de la spinere, la Upsi Build-uri pe care le puteai colecționa. Deși în România acest anime a cam dispărut și nu prea mai auzim nimica despre el, Beyblade la nivel mondial încă este în viață, cu încă o bază activă de jucători. Ba chiar se ține în fiecare an, dacă nu mă înșel, un turneu unde te poți duela cu alți jucători de Beyblade. Cu tristețe spun că acest anime a dispărut în România și nu prea se uită nimeni la el. După mine, dacă ProTV-ul continua să difuzeze și sezonul 3, încă mai auzeam mulți ani de acum încolo despre Beyblade, dar faptul că după sezonul 1, mi se pare că un pic și din sezonul 2, au încetat să mai difuzeze acest anime, acesta a murit încetul cu încetul.
și, după cum știți, nu prea mai auzim nimica nici în ziua de astăzi. Nu uitați să dați subscribe, like, share și spuneți și voi dacă ați copilărit cu Blade Bad și dacă ați avut un Blade Bad la fel cum am avut și eu. Până data viitoare, salut!